O rețea de traficanți de droguri a fost destructurată de oamenii legii. Din gruparea infracțională făceau parte un bărbat de 26 de ani și o femeie de 27 de ani care vindeau narcotice sintetice pe internet. La domiciliul acestora au fost găsite stupefiante în valoare de aproape 1,2 milioane de lei. Tânărul a fost reținut direct dintr-un taxi în Chișinău. Potrivit poliției, suspecții transportau drogurile din Ucraina în Republica Moldova și le transmiteau spre comercializare. Contrabanda cu substanțe interzise ajungea în țara noastră prin autobuze de rută. Drogurile erau camuflate în obiecte de uz casnic, iar la fiecare operațiune ilegală, unul dintre bănuiți avea calitatea de pasager în unitățile de transport pentru a supraveghea coletul la trecerea frontierei. În cazul depistării drogurilor, pasagerul informa curierul să nu vină să ridice pachetul. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul temporar al acestora, oamenii legii au ridicat 2 kg de droguri de tip PVP. Un gram de acest narcotic era vândut cu 600 de lei. Ofițerii au mai găsit și pliculețele cu droguri dosite de curieri în mai multe ascunzișuri din Chișinău. Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții riscă până la 15 ani de închisoare.